rând, vreau să mulțumim Domnului pentru toate lucrurile și fiecare de noi am văzut cu tremurul acesta că a dus mare probleme acolo între Turcia și Siria. Și asta nu este în picioare. De multe ori stau să mă gândesc, Doamne, cât de minunat ești Tu, cât de îndelungă răbdare ai avut-o față de noi. Au pierit copilași, familii întregi distruse, blocuri întregi de oameni. Știți unde e acolo așa? Spune în Biblie creștinii în Antiohia. De acolo din Antiohia. Zic ca Dumnezeu să binecuvintează familiile acestea. Și să mulțumim Domnului și după ce se va închide life-ul, să ne punem pe jung, să-i spunem, Doamne, ai milă și de oamenii aceia care trec prin suferințe grele și foarte grele, să rămâi fără nimic. Nu cred că este ușor. Frați și surori, un creștin trebuie să fie mulțumitor. Și în seara aceasta vrem să mulțumim Domnului pentru toate lucrurile. Și atunci poate că așteptăm fiecare de noi un cuvânt în partea Domnului. Și așa este. Dumnezeu să binecuvinteze. Dumnezeu să dea putere în cuvânt. Însă să luăm seamăle. Să spunem ce vrea să-mi vorbească mie Dumnezeu. În vremurile acestea tulburi, poate că așteptăm fiecare de noi. Ce vrea să-mi vorbească Dumnezeu? Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul. Dar omul să ia seamă. Să ia seamă. Nu pot să nu-i mulțumesc Domnului Iisus Hristos de dragostea și iubirea Lui cea mare, de jertfa aceasta care a făcut-o pentru noi, că a plătit odată pentru totdeauna vina păcatului meu și a lumii întregi și a murit și a înviat și e viu în vecii vecilor și acum stă și mijlocește la dreapta lui Dumnezeu pentru ființele noastre și a promis că va veni să ne duce acasă. Suntem noi gata. Putem să spunem din toată inima, Maranata, Domnul nostru vine. Dacă nu putem, se spune, Doamne, de ce nu pot să strig la Tine? Ce mă ține pe mine de nu pot să strig? Lăudat și glorificat să fie numele. Hai să fim mulțumitori, o inimă mulțumitoare, un creștin care așteaptă venirea Domnului Iisus Hristos, care are o bucurie a mântuirii, că atunci când pui capul pe pernă, știi că dacă va veni Domnul Iisus Hristos la noapte, știi unde voi merge? Voi merge în cer, oameni buni. Cetățenia noastră este în cerul, nu pe pământul acesta. Vom sta o veșnicie cu El. Ăsta e cel mai important lucru pentru creștin adevărat și autentic care așteaptă ceva. Oamenii toți așteaptă. Noi așteptăm venirea Domnului Iisus Hristos. Și zic ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Vreau să continui din istoria aceasta frumoasă a marelui om al lui Dumnezeu, Avram. Îmi place. Să știți că puțini oameni din Biblie, Dumnezeu s-a lăudat cu ei. Părintele credinței, Avram. Am început și vreau să continui istoria aceasta frumoasă. Îmi place. Îmi place. Dumnezeu s-a lăudat cu noi. Am stat și mă gândit, Dumnezeu să poate lăuda cu tine. Să poate lăuda cu mine. Să poate? Vezi, Dumnezeu a vorbit personal lui Avram. Ieși din țara ta, ieși din lucrurile acestea. Frați și surori, ca să intrăm în împărăția lui Dumnezeu, în Canaanul Ceresc, trebuie să ieșim, trebuie să lăsăm, trebuie să ne smerim și să răstignim firea aceasta pământească, care de multe ori nu vrea să fie răstignită. Noi avem luptele acestea, fiecare din noi. Și atât de mult îmi place, Avram a ieșit. N-a fost ceva palpabil, să Doamne, eu mă duc în țara aceasta, dar nu știu, o fi bine, nu o fi bine. Avram a ieșit. A mers acolo, a făcut altare, a căutat prezența lui Dumnezeu. L-am spus data trecută de eșecul acela, când te duci în Egipt, poți să cazi cu compromisuri și lucruri care n-ar fi trebuit să se întâmple. Am spus despre despărțirea de Lot, o despărțire tristă, dureroasă. Îmi place omului Dumnezeu care spune la Geneza capitolul 13, Avram a zis lui Lot, te rog să nu fie ceartă între mine și tine, și între păzitorii mei și peștorii tăi, că suntem frați, sunt oameni împrejurul nostru, să uită la noi, că suntem creștini, n-avem voie să ne certăm. Din păcate, Lot a ales Sodoma și Gomora și a nenorocit familie. A ales cu ochii și asta aici vezi, să vezi ce treabă să fac eu. Așa spune cuvântul Domnului. Lot ce a ales câmpia Iordanului, zice, oamenii aceia din Sodoma erau răi și din calea afară de păcătoși împotriva Domnului. Și ce făcea el acolo? Lot își chinuia sufletul, frate și soare. Își chinuia. Deci am avea de față dacă își chinuia sufletul. Și vom vedea mai departe de ce. Avram spune la capitolul 14, biruiește pe împărați. Și totdeauna un creștin trebuie să biruiască păcatul. Trebuie să fie deasupra tuturor lucrurilor. Avram a biruit pe împărați. Mai departe, îmi place atât de mult la Geneza, capitolul 15, îi se arată Dumnezeu la Avram și zice, după aceste întâmplări,
Cuvântul Domnului a vorbit lui Avram într-o vedenie și a zis: Avrame, nu te teme, eu sunt scutul tău și răsplata ta, cea foarte mare. Avram a răspuns: Doamne Dumnezeule, ce-mi vei da, căci mor fără copii și moștenitorul casei mele este Eliezer din Damasc. Și Avram a zis: iată că nu mi-ai dat sămânță și slujitorul născut în casa mea va fi moștenitorul meu. Atunci cuvântul Domnului a vorbit astfel: nu el va fi moștenitorul tău, ci cel ce va ieși din tine, acela va fi moștenitorul tău. Și după ce l-a adus afară și a zis: uite-te spre cer și numără stelele, dacă poți să le numeri, și a zis: așa va fi sămânța ta. Avram a crezut pe Domnul și Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire. Întreb, noi mai avem credința aceasta? La vârsta asta de 90 și ceva de ani, frați și surori, din punct de vedere normal și anormal, David nu mai putea, Avram nu mai putea să aibă copii. Și totuși l-a crezut în Dumnezeu. Credința aceasta: Doamne, eu cred în tine. Noi mai credem? Noi mai credem, frați și surori? Avram a crezut în Domnul. Nu s-a uitat la trupul lui care era bătrân, nu s-a uitat la Sara. Ce să mai îmi dea mie copii? Mă fac ăsta, bă, am pe Ismael, dacă îmi dă Dumnezeu pe Ismael, nu, zice, eu îți voi da un copil din tine și din Sara. Ce promisiuni frumoase avem de partea Domnului. Și Avram a crezut. S-a încrezut în Dumnezeu, părintele credinței. Noi mai credem? Poate că avem o situație grea și dificilă și totuși Dumnezeu ia minte, frate și soră. Problema să credem de multe ori de ce? Că planul lui Dumnezeu nu coincide cu planurile noastre. Noi vrem așa cum vrem noi, Dumnezeu nu vrea așa. Dumnezeu vrea să se vadă slava Lui în viețile noastre, să spună și la alții: uite ce mi-a făcut Dumnezeu, cum a binecuvântat Dumnezeu, cum a lucrat Dumnezeu în casa mea, în familia mea, în viața mea, să mărturisesc. Asta vrea Dumnezeu. Binecuvintea suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile lui Dumnezeu. Să binecuvântezi pe Dumnezeu, chiar dacă nu, multe ori nu înțelegi. Și zic că Dumnezeu să ne binecuvânteze. Trec mai departe, că atât de mult îmi place cuvântul acesta și vreau să mă opresc la lucrul acesta în care spune: Avram mijlocește pentru Sodoma. Ce mult îmi place lucrul acesta. Frați și surori, mai mijlocim noi pentru cei nemântuiți în casele noastre, în familiile noastre? Mai plângem pentru ei? Acum, sigur, acolo era păcat, era fără de lege. Avram, ce să mai mijlocesc? Și-a ales Lot acolo, Sodoma și Gomora, să fie sănătos, frate. Ce treabă? Mie merge bine, am relația mea cu Dumnezeu. Avram n-a făcut așa. Avram n-a făcut așa, frate și soră. Și în seara aceasta am vrea să ne rugăm Domnului: Doamne, ajută-mă să fiu și eu ca Avram. Avram mijlocește pentru Sodom. Nu a putut atunci când a venit Domnul și s-a arătat cei trei bărbați, spune, atunci când a venit Ler și a auzit. Uitați ce frumos relație, ce frumosă dragoste avea și relația avea Avram cu Dumnezeu. Bărbații aceia s-au sculat să plece și s-au uitat înspre Gomora. Avram, Sodoma, a plecat cu ei să-i petrec. Atunci Domnul a zis: să ascund eu doare de Avram? Ce am să fac? Prietenul lui Dumnezeu. Să ascund eu doare de Avram? Să-i ascund doare lui? Vedeți? Dumnezeu ne descoperă lucruri mari și minunate, însă trebuie să stăm de vorbă cu El. Se spune: Doamne, vreau să fiu și un Avram. Vreau să am și o altare. Vreau să stau de vorbă cu tine dacă vreau să-mi vorbești. Sunt oameni pe pagini Sfintelor Scripturi care au mijlocit, frați și surori. Domnul Iisus Hristos spune că a plâns pentru cetate și spune: Ierusalime, Ierusalime, dacă ai fi cunoscut zilele acestea în care putea să-ți dea pace. Și vreau ca să citesc, ca să nu greșesc. Ce frumos spune Domnul Iisus Hristos, uitați-vă. Iisus plânge pentru cetate, Luca capitolul 19. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru el. Mai plângem noi pentru cei nemântuiți în casele noastre, că știm că va merge într-o pierzare și un chin veșnic, frați și surori. Plângem noi pentru ei, ne doare pentru ei? Îi pomenim în rugăciunile noastre? Strigăm la Dumnezeu: Doamne, Tu ai plâns pentru Ierusalimul acela și avea de ce să plângă. Dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, la Luca capitolul 19, de la versetul 41, lucrurile care puteau să-ți dea pace, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Dacă ai fi cunoscut și tu în această zi lucrurile care putea să-ți dea pace, Iisus a plâns pentru Ierusalim. Dar cum Fiul lui Dumnezeu nu m-a primit să fie sănătos? A plâns și plânge, să știți. Iisus plângea
Iisus tăcea, mai plângem noi pentru cei nemântuiți? În casele noastre, cei dragi ai noștri? Cei dragi ai noștri? Ne doare de ei, cum a durut pe Avram. Doamne, dacă mie merge bine, ce treaba mea de Avram de Lot? Că știa acolo și s-auzea poate că chefurile care le făcea pe ăștia din Sodoma și Gomora. Și totuși n-a putut Dumnezeu, mă, nu pot să ascund pe lui Avram, mă. Nu pot să trec nepăsător pentru pe lângă el, mă. Am venit să distrug Sodoma și Gomora și Dumnezeu va distruge lumea aceasta. Și totuși ne avertizează să mijlocim pentru cei dragi. Avram mijlocește pentru Sodoma. Ce îmi place lucrul acesta și vă spune cuvântul Domnului la mântor la Luca capitolul 19, vor veni peste tine zile când vrăjmașii te vor înconjura cu șanțul, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile, te vor face una cu pământul pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Să ne cercetăm și noi, dar să cercetăm și pe cei dragii noștri nemântuiți, care, din păcate, nu știm unde va merge. Să plângem, să facem ca Avram. Avram a avut putere să stă înaintea lui Dumnezeu, să mijlocească. Să mijlocească pentru Sodom. Pentru că sigur că știa lucrurile acelea, s-auzeau ce făceau aia acolo. Ce-mi place. Avram mijlocește pentru Sodoma. Și dacă dorința aceasta fierbinte a fost în Avram, vedem mai departe, spune cuvântul Domnului, căci Avram, la versetul 18, Avram va ajunge negreșit un neam mare și puternic și în el vor fi binecuvântate toate neamurile pământului. Îl cunoștea Dumnezeu, Dumnezeu cunoaște și viitorul nostru. Eu știu pe Cristi are să se roagă, să mijlocească pentru cei dragi și puneți numele tău. Doamne, vreau să fiu un Avram. Vreau să-mi dai putere, Doamne. Să mijlocesc cât voi avea putere și suflare pentru cei nemântuiți în casa mea. Poate avem, dacă nu avem, să ne rugăm pentru cei dragi ai noștri. Să avem o mărturie bună. Să ne încredem în Dumnezeu. Să se vadă noi roada aceasta Duhului Sfânt, frați și surori. Și zic că Dumnezeu să ne binecuvinteze. Și uitați-vă conversația aceasta, spune la 19, Genesa 18:19, căci eu îl cunosc și știu care să poruncească fiilor lui și casei lui după el să țină calea Domnului, făcând ce este drept și bine, pentru că astfel Domnul să împlinească față de Avram ce a făgăduit. Frați și surori, avem făgăduința vieții veșnice. Ne vom întâlni în cer cu Dumnezeu, cu Avram. Avram, cum ai putut să crezi în Dumnezeu fără să vezi? L-am crezut pe Dumnezeu pe cuvânt. Nu mai credem pe Dumnezeu? Vedeți, la plângerile Eremia zice, bunătățile și îndurările Domnului și astăzi să nu e față de noi. Și în fiecare zi să nu ești față de noi. Și astăzi să nu e față de noi. Am văzut mâna ce bună a Domnului. Am văzut dragostea lui. Însă în seara aceasta atât de mult ne vorbește și ar trebui să ne vorbească, Doamne, cât mijlocim noi pentru cei dragi. Pentru că dacă nu, uitați-vă și vreau să vă dau exemple de oameni care au mijlocit și una din ele este că 1 Samuel, capitolul 12, versetul 22, să începem cu 22. Domnul, este vorba de Samuel, Domnul nu va părăsi pe poporul lui din pricina numelui lui cel mare, căci Domnul a hotărât să vă facă din voi poporul lui. Departe iarăși de mine să păcătuiesc împotriva Domnului, încetând să mă rog pentru voi. Vă voi învăța calea cea bună și cea dreaptă. Este păcat să nu te rogi lui Dumnezeu. Este păcat. Uitați ce spune cuvântul Domnului. Să nu mă rog pentru cei care sunt nemântuiți. Samuel ar fi putut să zică, ce face? Descurcați. Și mai departe îmi place cuvântul acesta, care vreau să-l citesc. Este vorba de Saul, când a fost lepădat de Dumnezeu. Doamne, ce-a mijlocit Samuel. Atât de mult îmi place lucrul acesta. Frați și surori, câtă dragoste a avut Samuel. 1 Samuel, capitolul 15, versetul 10. Neascultarea lui Saul. Domnul a vorbit lui Samuel și a zis, îmi pare rău că am pus pe Saul împărat, că se abate de la mine și nu păzește cuvintele mele. Samuel s-a mâhnit și toată noaptea a strigat către Domnul. Acum întreb și eu și îmi întreb mie și ar trebui să-mi fie rușine. Am stat vreodată o noapte întreagă să ne rugăm pentru cei nemântuiți.
toată noaptea. Ar fi putut să spună, de ce să cu Saul? Putea să fie copiii mei, pe copiii mei de la o parte l-a pus pe Saul. N-a ascultat de Dumnezeu să fie sănătos. Eu nu pot să fac asta. Toată noaptea, zice, că a strigat către Domnul și s-a mâhnit. Imaginez că spunea, auzi, oare, Doamne, nu mai putem să fac nimic pentru Saul? Oare am făcut totul pentru Saul? Îl cunosc pe Saul un om tare și viteaz umplut de Duhul Sfânt? Doamne, nu mai e nicio șansă? Din păcate, Dumnezeu, îmi pare rău că am pus pe Saul. Frați și surori, trebuie să ne rugăm, să mijlocim, să strigăm la Dumnezeu. Un om al lui Dumnezeu, un creștin de adevărat și autentic, se duce acolo în mudăiță ascunsă și strigă către Dumnezeu, să zice, Doamne, ai milă și de cei dragi ai noștri. Ai milă de cei mântuiți, Doamne. Fă să fiu un Samuel. Uitați-vă ce spune mai departe. 1 Samuel, capitolul 15, cu versetul 35. Samuel nu s-a mai dus să vadă pe Saul până în ziua morții sale, dar Samuel plângea pe Saul pentru că Domnul se căise că pusese pe Saul împărat peste Israel. Samuel a plâns toată viața pe Saul. Ar fi putut să zică, mă, să fie sănătos, ai greșit, ai păcătuit. Toată viața l-a plâns pe Saul. Nu mi-ai plânge pe cei nemântuiți. Ne doare pentru ei. Batem la tronul de milă, har și de îndurare, Doamne, ai milă de noi, Doamne. Pune-mi mine duhul acesta lui Samuel. Atât de mult îmi place. Atât de mult îmi place. Nu știu cât a plâns, cât a strigat către Dumnezeu. Toată noapte, stăm toată noapte pe internet, imediat trece timp. Dar rugăciune, oameni buni, rugăciune. Uitați-vă exemplul acesta lui Samuel, atât de mult îmi place. Atât de mult îmi place, uitați-vă la Avram. Doamne, oare nu e nicio șansă pentru ei? Din păcate n-a mai fost pentru Samuel. Dacă Dumnezeu l-a pus după 4-5 capitole, vedem că Dumnezeu l-a lepădat. Niciodată Saul n-a mai fost împărat. A vrut să fie el. Dumnezeu l-a pus pe David. Vedem omul lui Dumnezeu care a plâns și a strigat la Dumnezeu toată noaptea. Toată noaptea. Doamne, nu-i nicio șansă. Îmi pare rău. Samuel, îmi pare rău. Lucrul acesta este închis. Dar Samuel a zis, eu voi plânge și mă voi ruga pentru el toată viața mea. Toată viața mă voi ruga pentru el. Din păcate, vedem istoria tristă a lui Saul. Frați și surori, să ne rugăm. Uitați-vă exemplul acesta, atât de mult îmi place exemplul acesta și vreau să vă mai dau un exemplu care atât de mult îmi place, care se găsește la Isaia, versetul 59, cu 15. Adevărul s-a făcut nevăzut și cel ce se depărtează de rău este jefuit. Domnul vede că cu privirea mânioasă că nu mai este nicio neprihănire. El vede că nu este niciun om și se miră că nimeni nu mijlocește. Frașezor, trebuie să mijlocim. Atunci brațul lui vine în ajutor și neprihănirea lui îi sprijină. Trebuie să mijlocim. Dumnezeu se supără că nu mijlocim. Dumnezeu toată viața pentru noi, nu? Vreau să te rogi, Cristi, și pentru cei din jurul tău. Uitați-vă exemplul lui Avram. Dacă mie merge bine, ce treaba mea de Lot? Dar mă doare pentru Lot. Îl cunosc pe Lot. S-a întâmplat că a avut o viață destul de ales cu ochii și a zis că face ceva, nu s-a ales cu nimic. Omul lui Dumnezeu ce a mijlocit. A avut putere să mijlocească, frați și surori. Și merge mai departe și spune cuvântul Domnului la versetul 20, Genesa 18 cu 20, și Domnul a zis, strigă-tu împotriva Sodomei și Gomorei, s-a mărit și păcatul lor, într-adevăr, este nespus de greu. Pământul acesta spune că va arde cu tot ce este pe el. Că așa spune cuvântul Domnului în cartea lui Petru. Și aș vrea să citesc lucrul acesta. La 2 Petru, vedem lucrul acesta și spune a 2 Petru, capitolul 3, versetul 10, ziua Domnului însă va veni ca un hoț, în ziua aceea cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerese vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu? Așteptând și grăbind. Frașezul, ar trebui să stăm mai mult în așteptare.
Să stăm să-i spunem, Doamne, mi-e dor de venirea mea, te aștept, îl mai așteptăm. Mai mijlocim, vreau ca, așa cum spune Moise, nici o unghie să nu rămână pe pământul acest. Omul lui Dumnezeu mijlocea pentru Sodoma și Gomora. Știți, de multe ori ar fi putut să spună mai departe, spune versetul 21, de aceea mă voi cobura acum să văd în adevăr dacă au lucrat în totul după zvonul venit până la mine și dacă nu va fi așa, voi ști. Bărbații aceia s-au depărtat și au plecat spre Sodoma. Dar Avram stătea tot înaintea Domnului. Nu știu, notează versetul acesta, la versetul 22. Dar Avram stătea tot înaintea Domnului. Ce mult îmi place omului Dumnezeu. Doamne, eu nu plec. Dacă este vreo șansă ca cumva să salvez Sodoma și Gomora, eu voi sta aici și voi mijloci și voi plânge și voi face tot ce este posibil să salvez lucrurile acestea. Ce îmi place. Avram stătea tot înaintea Domnului. Să ai o conversație cu Dumnezeu. Mai avem noi o conversație cu Dumnezeu? Mai stăm noi de vorbă cu Dumnezeu? Dumnezeu ne mai vorbește? Sigur, ne vorbește prin cuvântul Lui. Nu trebuie să așteptăm toată viața să ne vorbească, să ne trimite, nu știu ce proroși, nu. Ne vorbește prin cuvântul Lui. Și ce spune cuvântul Domnului? Domnul Iisus Hristos așa spune. Vegheați, nu știu ce vrem. Iar zic, vegheați. Calminteri, din păcate, vor veni ca un hoț și vor rămâne pe pământul acest. Și dacă nu mă pocăiesc și nu mă întorc cu fața spre ei și dacă nu aștept, mulți chemați, puțin aleși. Vine Domnul, frate și surori. Uitați-vă omului Dumnezeu, Avram. Avram stătea tot înaintea Domnului. Nu mă las. Voi încerca ultima șansă și voi striga la Dumnezeu. Și avem o conversație tare puternică. Câtă dragoste, câtă iubire a avut Avram. Știți, de multe ori stau să mă gândesc, Avram s-a apropiat și a zis, vei nimici tu oare pe cel bun împreună cu cel rău? Știți, n-ați, Doamne, salvează-l pe Lot. Doamne, salvează tu Sodoma și Gomoră. Dar acolo e păcat, Avram. Acolo e păcat la culme. Acolo e păcat la culme și poate că știa și el. Doamne, salvează și oamenii nevinovați. Frașezor, noi trebuie să ne rugăm pentru toți oamenii. Nu contează cum sunt, ce fac, nu. Rugați-vă pentru toți oameni. Noi trebuie să ne rugăm. Domnul Iisus Hristos s-a rugat pentru toți. Mântuire pentru toți. Nu e părtinitor, cum spune cuvântul Domnului în Faptele Apostolului, capitolul 10. Dumnezeu nu e părtinitor. Însă Avram a mijlocit pentru Sodoma și Gomor. Îmi place atât de mult lucrul acest. Doamne, am șopălut acolo cu familia. E dezastru. A ales cu ochii și din păcate mulți aleg cu ochii. Până la urmă nu s-a ales cu nimic, crezând că face și el ceva. Nu știu în conjunctura situației. Eu personal nu m-aș fi despărțit de Avram. Aș fi să unchiule, stau lângă tine indiferent ce s-ar întâmpla. Indiferent ce s-ar întâmpla. Dar sigur, cu familia, cu fetele, cu compromisul, cu hai să alegem și noi ce bine acolo. Stăm acolo pe munți, miroasa oaie. Hai în Sodomă, ce fain e, să vezi ce tare și mare. Într-adevăr, problemă că n-a rămas cu nimic. Frașii surori, noi ce vom strânge pe pământul acesta nu vom face lege cu nimic decât ce vom strânge în cerul. Să ne strângem cu mori în cer, nu pe pământ. Da, Domnul să ne binecuvinteze. Domnul să ne binecuvinteze, însă pe primul loc să fie Dumnezeu. Avram nu s-a lăsat. Avram a mijlocit. Și începe conversația aceasta atât de frumoasă. Nu știu, noi am putea să mijlocim ca Avram. Avem o relație atâta pentru cum a avut Avram. O dragoste de Dumnezeu. Să știți că Dumnezeu nu s-a supărat și nu se supără. Doamne, vreau lucrul acesta. Nu, Dumnezeu nu se supără. Ia-ți, băi, Avrame, dacă am hotărât să nimicesc, nu te mai băgat unul. Nu, Doamne, eu nu mă las. Da, Dumnezeu a vrut și într-adevăr l-a salvat pe Lot și familia lui. Soția lui care s-a transformat într-un sâl de sare. Dar mă rog și pentru ei. Mă rog și pentru ei. Nu mă rog pentru unii mai mult, pentru unii mai puțin. Luminează-i ochii. Și cum te-ai îndurat de mine, îndură-te și de ei. Și merge în conversația aceasta care spune cuvântul Domnului, Avram s-a apropiat și a zis, Doamne, vei nimici tu oare și pe cel bun împreună cu cel rău. Ce frumoasă conversație. Poate că în mijlocul cetății sunt 50 de oameni buni. Îi vei nimici oare și pe ei și nu vei ierta locul acela din pricina celor 50 de oameni buni care sunt în mijlocul ei. Poate să omor pe cel bun
împreună cu cel rău, așa că cel bun să aibă aceea soartă cu cel rău. Departe de tine, așa, Doamne. Departe de tine. Căci cel ce judecă tot pământul nu va face oare dreptate. Departe de tine lucrul acesta. De ce frumos îmi place lucrul acesta? Să conversezi cu Dumnezeu, să mijlocești cu Dumnezeu, să faci un târg cu Dumnezeu. Doamne, dacă e 50 de oameni buni, ce zici? Nu vrei să salvezi locul acela? Nu vrei să salvezi? Și mergi mai departe. Și Dumnezeu zice, dacă voi găsi în Sodoma 50 de oameni buni în mijlocul cetății, voi ierta tot locul acela din pricina lor. Și merge mai departe. Avram a luat din nou cuvântul și a zis, iată, am îndrăznit să vorbesc Domnului, eu care nu sunt decât praf și cenușă. Câtă smerenie la Avram. Mi-a zis, Doamne, Tu mă cunoști pe mine, eu sunt om după inima Ta, Doamne. Eu am crezut, eu am făcut, mă știi, Tu mă cunoști, Doamne. Eu sunt praf și cenușă, totuși voi mijluci, totuși mă voi ruga, totuși voi striga către Tine. Și Tu mă cunoști, nu mă voi lăsa. Perseverența aceasta, frașesul, îmi place lucrul acesta. Îmi place lucrul acesta și zic că Dumnezeu să ne binecuvinteze. Spune, poate că din 50 de oameni buni vor lipsi 5 pentru 5, vei nimici Tu are toată cetatea și Dumnezeu a zis, nu voi nimici dacă voi găsi în ea 45 de oameni buni. Avram i-a vorbit mai departe și a zis, poate că se vor găsi în ea numai 40 de oameni buni. Și Domnul i-a zis, nu voi nimici pentru cei 40. Avram a zis, să nu te mâni, Doamne, dacă voi mai vorbi. Poate că se vor găsi în ea numai 30 de oameni buni și Domnul a zis, nu voi nimici dacă voi găsi în ea 30 de oameni buni. Avram a zis, iată, am îndrăznit să vorbesc Domnului. Poate că se vor găsi în ea numai 20 de oameni buni și Domnul a zis, nu voi nimici pentru cei 20. Avram a zis, să nu te mâni, Doamne. Dacă voi mai vorbi numai de data aceasta, poate că se vor găsi în ea numai 10 oameni buni și Domnul a zis, nu voi nimici pentru cei 10 oameni buni. După ce ai sprăvit de vorbit lui Avram, Domnul a plecat și Avram s-a întors la locuința lui. Stai și m-am gândit, ne-ai gândit vreodată? Oare chiar nu erau 10 oameni buni acolo în cetatea Sodoma? 10 oameni buni. Și n-a fost. Vă dați seama cât a mijlocit Dumnezeu? Doamne, dacă sunt 10 oameni, numai 10 oameni. Numai 10 oameni. De fapt, nu trebuie să ne surprindă lucrul acesta. Dacă citim la Ezechiel, capitolul 22 cu 30, vedem un verset aici. Ezechiel, capitolul 22 cu 30. Caut printre ei un om care să înalțe un zid și să stea în mijlocul spărturii înaintea mea pentru țară, ca să nu nimicesc. Dar nu găsesc niciun. Hai că era în Sodoma, dar nici în poporul Israel. Caut printre Ezechiel, capitolul 22, versetul 30. Un singur om. Un singur om. Și în poporul lui. Și Dumnezeu nu găsa. Mi-a rămas în minte lucrul acesta. Vă dați seama câtă dragoste avea Dumnezeu. Dom'le, eu nu caut 10. Un singur om. Hai să fim noi omul acela care să mijlocim. Pentru casă, pentru țările unde ne-a lăsat Dumnezeu și pentru lumea întreagă. Un singur om. Caut printre ei un om care să înalțe un zid și să stea în mijlocul spărturii înaintea mea pentru țară. Și, dar nu găsesc niciunul. Ce trist, ce dureros. În mijlocul poporului Israel. Doamne, chiar așa? Să nu găsești în poporul Israel un singur om fără briha. Și n-a găsit Dumnezeu. Și mai e un verset care spune cuvântul Domnului, Ieremia, capitolul 5, cu 1. Cu trei rațulițele Ierusalimului, uitați-vă, întrebați și căutați în piețe. Dacă se găsește un om, dacă este vreunul care să înfăptuiască ce este drept, care să se ține de adevăr și voi ierta Ierusalim. Și nu era un om, oameni buni. Frașesul, prieteni dragi. Nu era un om și voi ierta Ierusalimul. Vă dați seama câtă dragoste, câtă îndelungă răbdare a avut și are Dumnezeu de lumea aceasta. Eu caut un om. Unul singur. Hai să fim noi oamenii aceia. Ne mai uităm noi în dreapta și în stânga, ce face, ce se întâmplă, nu. Doamne, vreau să eu fiu omul acela care să fiu plăcuție, să mijlocesc, să-mi pas. Uitați-vă la Avram. Până la 10, de aici încolo, spune, gata, nu mai se poate. Doamne, poate o fi 10 oameni. Și îmi imaginez când s-a dus Avram acolo și tot a stat de vorbă cu Dumnezeu. Nu cred că s-a dus acasă și a dormit. Doamne, oare vor fi 10 oameni? Oare voi ierta Tu Sodoma și Gomora? Din păcate n-a fost.
din păcate n-a fost, vreau să trec mai departe, vreau să mă opresc și poate o să depășesc. Când cei doi oameni, cei doi îngeri la Sodoma, acolo când i-a primit acolo Lot în casă, uitați-vă cât păcat era acolo. Genesa capitolul 19, da, versetul 4. Dar nu se culcaseră încă, ci oamenii din cetate, bărbații din Sodoma, tineri și bătrânii, au înconjurat casa, tonul, rodul a lui Gad din toate părțile. Au chemat pe loc și au zis, unde sunt oamenii cei care au intrat la tine noaptea aceea? Scoate-i afară de la noi ca să ne împreunăm cu ei. Bun, hai că tineri, dar și bătrâni. Dumneavoastră vă dați seama ce păcat era acolo. Dumneavoastră vă imagina lucrul acesta. Tineri, tot felul, cu mintea, mă rog. Dar și bătrâni. Vă imaginați cât păcat era acolo? Vă imaginați ce viață avea omul acel? Își chinuia suflet. Da, un om neprihănit, dar își chinuia suflet. Dar ce minte bolnav. Vedeți? Sigur, răspunsul a fost pe măsură. La capitolul 18, la capitolul 11 spune, iar pe oamenii cei care erau la ușă acasă, i-a lovit cu orbire de la cei mai mici până la cel mai mare, așa că degeaba se trudeau să găsească ușa. Ăștia, orbi, a turnat fost și cu bucioasă, n-a mai avut nicio treabă, măcar n-a văzut. Vă dați seama ce păcate era acolo. Vă dați seama cât nelegiuire și totuși omul lui Dumnezeu vedea și chinuia sufletul. Dar de cine a ieșit acolo? Ieșiți din Babilon, spune cuvântul Domnului. Ieșiți din Babilon. Ieșiți, nu vă atingeți. Așa spune cuvântul Domnului, cartea Apocalipsa. Spune cuvântul Domnului, ieșiți din Babilon. Apocalipsa, capitolul 18 cu 4. Apoi am auzit din cer un alt glas care zicea, ieșiți în mijlocul ei, poporul meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei și să nu fiți loviți cu urgiile ei. Pentru că păcatele ei s-au îngrămădit și au ajuns până la cer și Dumnezeu și-a adus aminte de nelegiuirile ei. Trăim într-o lume a păcatului și a fără de lege și a nelegiuirii, dar noi suntem deasupra tuturor lucrurilor. Lumea este lumea, dar lumea nu trebuie să fie în viețile noastre. Vedeți, atât de mult îmi place la 1 Ioan, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Căci dacă iubește cineva lume, dragostea Tatălui nu este în el. Și vreau să continui și cred că o să depășesc puțin în seara aceasta, nimicirea Sodomei și Gomorei. Până la urmă, a nimicit Sodoma și Gomora. Și vreau să punctez câteva lucruri. Îmi place istoria aceasta și dacă Domnul mai îngăduie, vreau să continui cu Avram, istoria aceasta frumoasă, minunată, pentru că trebuie să luăm aminte, frați și surori. Sunt lucruri care trebuie să luăm aminte. Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul, dar omul se ia seama. Uitați ce spune cuvântul Domnului. Genesa, capitolul 19, cu 12, bărbații aceia au zis lui Lot, pe cine mai aici? Gineri, fii și fiice și tot ce ai în cetate, scoate din locul acesta. Căci avem să nimicim locul acesta pentru că a ajuns mare plângere înaintea Domnului împotriva locuitorilor lui. De aceea ne-a trimis Domnul ca să-i nimicim. Lot a ieșit și a vorbit cu ginerii săi care luase pe fetele lui. Sculați-vă, a zis el, ieșiți din locul acesta, căci Domnul nu are să nimicească cetate. Dar ginerii lui credeau că glumește. Nu știu dacă ați citit vreodată atent cuvântul acesta. Dar ginerii lui credeau că glumește. De ce? Pentru că era glume în casele lor, în familiile lor. Ce mărturie a avut Lot? Ginerii lui, zice, credeau că glumește. Frașii și soror, noi trebuie să lăsăm glumele, că nu-s de la Dumnezeu. Credeau că glumești. De exemplu, când spune la Samson, l-a dus pe Samson să joace înaintea lor, de unde știa că joacă? Pentru că Samson juca. Nu? Nu pot să mă vezi pe mine lucru care nu am făcut. Vedeți? Dar ginele lui credea că glumești. Cine îi spune Lot? Ce să facem, locaș? Măi, va veni plângere înaintea lui Dumnezeu. Dar oare nu vorbise cu ei înainte? Măi, uite, păcatul ăsta de la scump, la culme, noi avem un Dumnezeu mare și puternic și dacă nu ne împocăim și nu ne întoarcem la Dumnezeu, va veni pedeapsa lui Dumnezeu peste ființele noastre. Dar ginerii lui credeau că glumești. Vreau să ne rugăm Domnului să ne dea putere, să spunem, Doamne, ajută-mă să am o mărturie bună pentru cei din jur. Ajută-mă să fiu plăcut bine. Dar Avram nu spune că glumea. Avram era omul lui Dumnezeu. Avea omul care avea o părtășie cu Dumnezeu, avea altare, stătea de vorbă cu Dumnezeu. Nu la glume, nu la șmecherii, nu? Genii lui credeau că glumește.
Cine spune Lot? Auzi, să-l trimite foc din cer. Auzi, da, da, uite, a venit îngerii ca să distrugă. Uite, gândiți, vezi de treabă. Și așa e și în ziua de azi. Dacă îi spune unui pământul cu tot ce este, îl va arde, ce spune? Lasă-ne, Domnul, în pace. Dar este o realitate crudă și dură. Asta este realitate. Frașiți, mai spunem la noi cei din jur? Mai mijlocim pentru cei din jur? Ne mai doare pentru cei din jur? Uitați-vă istoria aceasta lui Avram, omul lui Dumnezeu, care n-a putut să stea fără să nu se roage, fără să nu mijlocească pentru Sodoma și Gomor. Vedeți, ar fi putut să spună, e păcat, acolo n-am treabă. Dom'le, scoate numai pe Lot și familia lui. Dom'le, iartă cetatea asta. Da, acolo e păcat greu, zice, uite ce spune aici. Zice, e un păcat destul de greu. Iartă și pe ei. Așa mijlocește, avem la Tatăl un mijlocitor pe Domnul Iisus Hristos. Și vreau să vă citesc la 1 Ioan, versetul acesta care atât de mult îmi place. 1 Ioan, capitolul 2, versetul 1. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți, dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor pe Iisus Hristos, cel neprihănit. Ce minunat că avem un mijlocitor. Fă să fiu mijlocitor, așa cum a fost Avram, care nu i-a păsat, nu se poate, măi, cum să distrugă cetatea aceasta, că am și eu pe Lot acolo cu familia lui. Am și eu, nu pot să stau nepăsător. Nu putem să stăm nepăsători de cei dragi ai noștri, de cei care nu cunoaște pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și ca Mântuitor. Doamne, ai milă de noi. Doamne, ajută-ne să fim un Avram. Să facem acolo altare. Să ne rugăm ție la timp și ne la timp și Domnul să ne ajute la lucrul acesta, frați și surori. Este realități. Sunt vrind în timpul de pe urmă. Și venirea Domnului este aproape. Din păcate, lumea va ajunge ca Sodoma și Gomora. Și spune mai departe cuvântul Domnului. La 15, când s-a crăpat de zi, ungerii au stăruit de loc zicând, scoală-te, ia-ți nevasta și pe cele două fete care se află aici, ca să nu pierzi și tu nelegiuirea cetății. Scoală-te, scoală-te că vreau să te salvez. De ce? Pentru că Avram a mijlocit pentru tine și ne-am gândit la Avram. Și nu putem să facem lucrul acesta. Nu putem să-i întoarcem ce i-a zis Dumnezeu. Dacă Avram a mijlocit, vrem să te scoatem pe tine. Dacă vor rămâne oameni pe pământ, noi nu vrem să rămânem. Ne avertizează cuvântul Domnului, scoală-te, ridică-te, nu rămânem în situațiile în care a rămas Lot. Nu rămânem. Dumnezeu a vrut să scoată. Dumnezeu totdeauna vrea să ridici. Dumnezeu vorbește și spune, măi, trebuie să te întorci la Dumnezeu. Trebuie să ne întoarcem cu față spre El, să mijlocim. Domnule, să te aștept, venirea ta este atât de aproape. Să fiu gata în orice clip. Orice bătaie inimii care vreau să mă apropii mai mult de tine. Mi-e dor de venirea ta. Doamne, ajută-ne tu la lucrul acesta. O să vedem aici mai departe. Și fiindcă Lot zăbovea. Mai zăbovim noi? Lot spune zăbovea. Tata, unde să plec? Aici am bani, aici am avere, aici am influență, am putere. Acolo spune cuvântul Domnului la poarta cetății. Stăteau oamenii care aveau putere și influență, nu stăteau oricine. Lot zăbovea, mai zăbovim noi? Cine mai ține de pământul acesta? Lot zăbovea. Apoi când o veni Domnul, dacă o veni, frașii stori, Domnul vine. De 2000 de ani se aude cuvântul acesta. Domnul, eu vin curând. Iată că El vine pe nor și va veni. Că îmi place, că nu îmi place, că sunt gata, că sunt nu gata. Să nu zăbovim. Dorința vieții noastre spune, Doamne, vreau să te aștept, să-mi fie dor de tine, vreau să te iubesc pe tine din toată inima. Lot zăbovea și avea de ce să zăbovea. Unde să pleci cu mâinile goale? Uitați-vă la războiul acela, la putremurul acesta, au rămas fără nimic, săraci. Lot zăbovea. Și avem aici, spune cuvântul Domnului, bărbații aceia l-au apucat de mână. Mă, nu mai te gândi, mă, lasă, vrem să te salvăm, vrem să te salvăm viața ta, casa, familia. L-au apucat de mână pe el. Pe nevastă sa și pe cele două fete ale lui, căci Domnul vrea să-l scruțe. L-au scos și l-au lăsat afară în cetate. Lot zăbovea. Unde să mă duc? Ce să fac, frați și surori? Va veni pedeapsa lui Dumnezeu peste pământul acela. Acesta și cartea Apocalipsa, capitolul 9, versetul 6, un verset care trebuie să ne pună pe gânduri. În acele zile oamenii vor căuta moarte și nu vor găsi. Vor dori să moară și moartea va fugi de ei, frați și surori.
oameni care vor rămâne pe pământul acesta, pentru că au întors spatele lui Dumnezeu, pentru că de multe ori mai zăbovim și noi ca Lot, care zice, păi aici e bine, mai merg și eu, ori cu Dumnezeu, nu, ori suntem al lui Dumnezeu, ori al cui suntem. Mai zăbovim? Mai avem o dorință fierbinte, Doamne, vreau să mă pun în rugăciune, vreau să te iubesc în toată inima, vreau să te cinstesc pe tine, Doamne, vreau să-mi vorbești și mie. Da, voi zăbovi, e Lot, zice, mai zăbovea, Doamne, unde să mă duc, Doamne? Parcă e bine și cu prăpădiți ăștia. Nu, zice, vreau să te salvez pe tine și familia ta. Vreau să te salvez. Uitați-vă ce frumos îmi place la Psalmul 102, acolo la început. Uitați ce spune cuvântul Domnului. O rugăciune a unui nenorocit când este doborât de întristare și își varsă plângerea înaintea Domnului. Domne, da, sunt întristat, văd atâta păcat, atâta nelegiuire, dar parcă e bine și aici. Lui, dacă își chinuia sufletul meu, vrea să ne scape și să ne salveze Dumnezeu, Doamne, imediat. Dar Lot mai zăbovea și a trebuit să ia de mână. Și Dumnezeu zice, lasă lucrurile acestea care ne mai ține pe pământul acesta. Ai grijă, ai grijă, vreau să te salvez. Pentru că, din păcate, mântuirea frașii surorilor este individuală. Dumnezeu nu ne-a la grămadă. Mântuirea este individuală. Asta nu i-a forțat păginerii lui să l-o să iasă. Nu. Nu vreți să veniți? Rămâneți aici. În Biblie zice, din cei doi care vor fi în pat, nu va fi luat, nu va fi lăsat. E trist și e dureros. Asta e cuvântul Domnului. Și spune Domnul Iisus Hristos. Ne-a forțat păginerii lui, băi, veniți în coa, vă aleg și vă scot afară din cetate. Nu. Vreți să rămâneți în Sodoma și Gomora? Să fiți sănătoși. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia cruce în fiecare zi și să mă urmeze. Dacă nu greșesc, e Luca, capitolul 9, versetul 23. Dar nu forțează pe nimeni. Dumnezeu nu forțează pe nimeni. Vedeți? Diavolul zice, uite, ce parcă e bine, hai că ești prăpădiți așa, dar zice, uite, parcă e averea și asta. Lotul nu s-a mai ales cu nimic și a avut Avram a mijlocit pentru el. Mai zăbovea și a apucat de mână. Dumnezeu, frașilor, nu forțează pe nimeni. Să fim foarte atenți la lucrul acesta. Dacă voiește cineva să vină după mine. Asta este realitatea. Trist și dureros, dar asta este. Nu i-a legat. Ar fi putut să-i lege, băi, aleagă-mă și pe cine. Vină cu ai, tărâm acolo cu fânghia și scoatem afară de încetate. Nu i-a făcut lucrul acesta. Asta e realitatea tristă. Ce zice cuvântul Domnului? Mulți chemați, puțin aleși. Și merge mai departe, spune cuvântul Domnului, după ce l-au scos afară, unul dintre ei a zis, scapă-ți viața să nu te uiți înapoi și să nu te oprești într-un loc din câmpie, scapă la munte ca să nu fie. Versetul 17. După ce i-au scos afară. Vezi, n-a vrut Lot. I-a scos. Măi, nu putem să nu ne gândim ce a zis Avram. Trebuie să te scoate, măi, l-a scos. Lot să bovea. De multe ori poate că și noi zăbovim. Dumnezeu vrea să ne scoată. Să ne scoată din lumea și poftele și lucrurile acestea care de multe ori poate nu-i mai place. L-a scos, spune, unul din ei a zis, scapă-ți viață. Scapă-ți viață. Vedeți, aici nu spune scăpați-vă viață. La singular, nu la plural. Scapă-ți viață. Vedeți? Mântuirea, frate, și așa cum am spus, este individual. Numele nostru e scris în cartea vieții, dar nu scrie numele la toți. Acceptăm sau respingem? Scapă-ți viață. Și în seara aceasta Dumnezeu ne vorbește, scapă-ți viață. Gândește-te la ființat. Mai departe spune, să nu te uiți înapoi și să nu te oprești într-un loc din câmpie, scapă la munte, ca să nu pieri. Vedeți, e tendința aceasta, spune, să nu te uiți înapoi. Luca, capitolul 9, 62, uita ce spune Domnul Iisus Hristos. Iisus i-a răspuns, oricine pune mâna pe plug și se uită înapoi, nu este destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. Dacă am pus mâna pe plug și ne uităm înapoi, Doamne, parcă era bine și în Sodoma și Gomorra, parcă era bine cum eram înainte. Nu este bine, frașilor. Dumnezeu știe, Dumnezeu știe și noi știm de unde ne-a scos. El nu mai vrea să ne întoarcem niciodată în lumea aceasta de unde ne-a scos Dumnezeu.
Deci să ajunge, gata, am terminat cu lumea, cu păcatul. Vrem să ne apropiem de Dumnezeu. Și spune cuvântul Domnului, Lot i-a zis, o nu, Doamne, iată că am căpătat trecere înaintea ta și a arătat mare îndurare față de mine păstrând în viață, dar nu pot să fug la munte înainte ca să mă atingă prăpădul și voi pieri. Iată, cetatea aceasta este destul de aproape ca să fug în ea și este mică. Unde aș putea să fug acolo? Este așa de mică și să scap cu viață. Și le-a răspuns, iată că îți fac și hatărul acesta și nu voi nimici cetatea aceasta de care vorbești. Grăbește-te de fuginea, căci nu pot face nimic până nu vei ajunge acolo. Pentru aceasta s-a pus cetății numele acelea numerățoare. Răsărea soarele pe pământ când a intrat Lot în soar. Atunci Domnul a făcut să plouă peste Sodoma și peste Gomora pucioasă și foc de la Domnul din cer. Imaginez cum a stat în mijlocire Avram, Doamne, oare o fi 10 oameni? Oare a avut o mărturie bună să întoarcă Lot, 10 oameni din cetate, din păcate n-a avut, nici generii lui nu s-a întors. Ce mărturie avem noi pentru cei din jur, familie noastră, copiii noștri, pentru vecinii noștri, colegii noștri de muncă? Vede roada Duhului Sfânt în viețile noastre? Suntem noi copii de Dumnezeu în orice vreme? Am adus pe cineva la mântuire? Am spus la oameni de această dragoste și a iubirea lui Dumnezeu. Auzi, dacă Dumnezeu s-a îndurat și de mine, poate să te îndoară și să se îndură și de tine. Dacă m-a iertat pe mine, poate să te ierte și pe tine. Dacă m-a iubit pe tine, poate să te iubească și pe tine. Că noi credem într-o viață veșnică și așa de frumos e acolo, Ierusalimul acela ceresc. Doamne, aș vrea să ajung și din păcate, acolo spune cuvântul Domnului, atunci Domnul a făcut să plouă peste Sodoma și Gomora pucioasă și foc de la cer din Domnul, de la Domnul din cer. Vă dați seama? Și mai departe spune, a nimicit cu desăvârșire cetățile acelea, toată câmpia și pe toți locuitorii cetății și tot ce creștea pe pământ. Nevasta lui Lot s-a uitat înapoi și s-a prefăcut într-un stâlp de sare. Avem și noi tendința să ne uităm înapoi ca nevasta lui Lot. Și poate că avea dreptate. Acolo era casei, acolo era familiei, acolo era bogățiilei, acolo era prietenii, acolo era afacerii. Mă mai uit și odată înapoi, frați și surori, a doua oară nu s-a mai uitat. Vă dați seama câte șanse ne dă Dumnezeu la pocăinți? S-a uitat înapoi. Dar ce a făcut, frate, dacă m-am uitat înapoi? De la începutul anului sau astăzi, așa e că ne-am uitat înapoi. Așa e că Dumnezeu nu ne-a prefăcut într-un stâlp de sare. Cât de minunat este Dumnezeu. Dacă cumva am păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor. Bine, nu toată viața să mă uit înapoi, că Dumnezeu mă iartă, nu? Ne uităm înapoi și dacă ne uităm înapoi, nu este bine. Pentru că nu suntem destoinici pentru împărăția lui Dumnezeu. De-aia a spus foarte clar, scapă-ți viața să nu te uiți înapoi și să nu te oprești într-un loc din câmpie. Scapă la munte ca să nu fie. E tendința aceasta să te uiți înapoi. E tendința aceasta să ne oprim din alergare. Și diavolul ne apoiară tot felul de lucruri. Ce atâta pocăință, ce atâta post, ce atâta rugăciune, ce atâta cuvântul lui Dumnezeu, ce atâta părtășie. Vezi de treabă, lasă-o mai moale cu pocăință. Și facem și noi, uite ca Lot. Scapă-ți viața să nu te uiți înapoi și să nu te oprești în vreun loc din câmpie. Lot avea tendința să se oprească, că el s-a oprit în câmpie. Și a zis, măi, ce bine aici, Sodoma și Gomora. Să vezi ce afaceri fac eu, să vezi ce bine merge eu. Poate avea planul. Și Dumnezeu a trimis foc și pucioasă din cer. Dumneavoastră vă dați seama și zic ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Vedeți șansa pocăinței care ne oferă Dumnezeu? O singură dată s-a uitat și înapoi. Dar ce am păcătuit, frate? Ce am păcătuit, sor? M-am uitat și înapoi. Și s-a prefăcut într-un stâlp de sare. Domnul Iisus Hristos spune, adu-ți aminte de nevasta lui Lot. Gândește-te bine. E tendința aceasta să te uiți înapoi. E tendința aceasta să te oprești în câmpie. E tendința aceasta ca să nu mai te duci la munte, așa cum a stat Avram împărtășit cu Dumnezeu. E tendința să nu mai faci altare. Cum să ne vorbească Dumnezeu dacă noi nu vrem să stăm de vorbă cu El? Vrem să ne vorbească altfel? Nu, eu vreau să stau de vorbă cu Dumnezeu. Și atunci spune, Avram s-a sculat a doua zi de dimineață și s-a dus la locul unde stătuse înaintea Domnului. Și a îndreptat privirile spre Sodoma și Gomora și spre toată câmpia. Și iată că s-a văzut ridicându-se de pe pământ un fum ca fumul unui cuptor. Am eșuat, Doamne.
Credeam că Lot este copil de Dumnezeu. Elea, cei din jur, din păcate, n-a văzut. Oare nu suntem și noi la fel? Oare nu putem să greșim și noi la fel? Ca Lot. Vedeți? Și spune cuvântul Domnului, și când a nimicit Dumnezeu cetățile câmpie și a adus aminte de Avram și a scăpat pe loc din mijlocul prăpădului prin care a surpat din temelii cetăților unde și-a șujase Lot locuința. Am citit acolo la 2 Petru, capitolul 3. Ziua Domnului va veni ca un hoț, în ziua aceea totul va arde. Oare nu e tendința aceasta lui Lot? Îmi fac aici, merge bine. Ce treaba mea de Dumnezeu? Ce treaba mea de Avram acolo pe munte cu Dumnezeu? Cu altare, cu să în câmpie bine, Sodoma și Gomor. Uita ce s-a ales de Sodoma și Gomor și ce se va alege de pământul acesta, frați și surori. Apostolul Pavel zice, cetățenia noastră este în ceruri. Este avertizmentul lui Dumnezeu, ai grijă, Cristi, și să avem grijă fiecare de noi. În parte, nevasta lui Lot s-a uitat înapoi și s-a prefăcut într-un stâlp de sare. Odată a păcătuit, odată a greșit, dar ce am făcut, frate? Vedeți? Avem tendința să ne uităm înapoi, avem tendința să ne uităm ba în dreapta, ba în stâng, avem tendința să nu stăm de vorbă cu Dumnezeu. Avram nu cred că a dormit toată noaptea, poate Lot a ieșit, poate că sunt 10 bărbați, poate că sunt 10 oameni buni, vede, n-a pornit nici Lot, dacă era fetele lui, cugine lui, soția lui. Din păcate, frați și surori, Domnul să aibă milă de noi. Nu erau 10 oameni, nu erau pentru că Lot n-a avut o mărturie. Noi ce mărturie avem pentru cei din jur? Vedeți? Am uitat înapoi, da, eu spun cu durere și cu părere de rău. Am uitat înapoi. Și totuși Dumnezeu, mila și îndurarea Lui cea mare, nu m-a prefăcut într-un stâlp de sare. Pentru că avem un Tatăl la Tatăl un mijlocitor și vrea să ne întoarcem cu fața spre Dumnezeu. Nu pot să spun și nu pot să închei dacă v-a mai îngăduit Domnul să mai continui istoria aceasta. Un verset care mi-e atât de mult îmi place și poate că l-am spus și repet că se găsește la Iov, capitolul 42, versetul 5. Iov, capitolul 42, cu versetul 5. Urechea mea auzise vorbindu-se de tine, dar acum ochiul meu te-a văzut, și la versetul 6, te rog frumos. De aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenuș. Când ne-am pocăit și noi ca eu, omul acesta care a putut să spună, eu niciodată n-am greșit împotriva cele prea înalte. 10 copii a pierdut. Mi-e scârbă de mine. De asta păcătuim, de asta greșim. Pentru că nu mai ne scârbă de noi. Ne oprim în alergar, ne mai oprim în câmpie, nu mai facem altare așa cum a făcut Avram și suntem și noi ca Lot. Sau ca soția lui. Mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă. Când ne-am pocăit ultima dată ca lui Iov? Când ne-am pocăit ultima dată? Notează versetul acesta, care mi-a rămas în minte și nu pot să-l spun niciodată în viața mea cât voi fi pe pământul acesta. Doamne, îmi pare rău. Îmi pare rău. În seara aceasta, istoria aceasta tristă, de luat aminte. Dar și omului Dumnezeu a mijlocit. Avram. Hai să fim un Avram. Hai să spune, Doamne, vreau să mijlocesc pentru cei dragi în casă. Dă-mi putere să merg înainte, să nu mă uit înapoi, să nu mai zăbovești ce va fi cu mine. Doamne, ajută-mă să merg înainte și Dumnezeu să ne binecuvânteze pe fiecare în parte, să ne dea putere să fim un Avram, să credem în El, să mijlocim ca El, să ne rugăm ca El și să facem altare ca El. Zic ca Dumnezeu să ne binecuvânteze pe fiecare în parte. Amin.